Oh, salut! Suntem la Open TV. Deci da? Suntem ca totdeauna ca, aici. Ca de unde nu e baie, nu e bucătărie. Nu e bucătărie și nici... Și nici așa. Ce mai faceți? Cum e? Cum merge? V-ați apucat de treburi? E, păi unii s-au fi apucat, s-a zis oficiul. Da, da, deja da. Da, avem o... Da, mesaj. Da, da, la o tânără doamnă domnișoară. Din Timișoara, da. Luca, da, ne urmărește, o salutăm cu drag. Cu drag, să rămână, mulțumim frumos, mulțumim pentru aprecieri. Emisiunea de astăzi vă este și dumneavoastră dedicată. Da, sigur. Deci da. Tuturor, de fapt, dar am avut o discuție specială pentru că este cea mai nouă pietra noastră. Corect, corect. Astăzi, în primul rând, am să vă reamintesc ceea ce am lucrat. De data aceasta, cerceii sunt finisați. Da. Da. Le atârnă și sărmulițele alea. Da. Este foarte... Nu mișc. Aștept să îmi dai ok. Da? În fine, trebuie să agățate cercelul ăștia a nourile. Da. Așa. Iată ce a ieșit din domnișoara aceea care o aveam. Da. Da? Cam așa, mai avem să-i punem găsătoare și să o adăugăm. Am vorbit despre ea când am dispărut despre cultura de la Hamanci. Da. Ok? E bine, Andrei? Ok. Așa, și acesta care ați văzut cât de urât și de neplăcut era, ca să nu zicem altfel. Era fust, așa, era nefinalizat. Da, acum este finalizat, urmează să-i mai adaug ceva. Adică tot nu e finalizat? Nu, mai avem de pus. Am înțeles. Și o să-i punem undeva o bilă pe gând, data viitoare vă arăt. Și mai am un bandantiv pe care l-am conceput tot în urma... Da, să știi că la dimensiuni mai mici poate fi și cercel. Dar la dimensiuni trebuie să fie... Da, bine, așa a fost modelul, nu? Da? E regulă? Gata. Despre ce vorbim azi? Păi nu știu, tu hotărăști despre ce vorbim. Un cuvânt format din 3 litere. Un cuvânt format din 3 litere. Da. Coc. Nu, elf. Nu. Elf. Da. Dragii mei, astăzi vorbim despre elf. Nu ține strict de România, ci... Nu. Așa. E în general, dar să spunem de ce vorbim despre elf. Pentru că avem ceva de lucru, bineînțeles, deci nu vorbim oricum. Printre cercei tradiționali, există și un alt gen de cercel care prelungește urechea, care îi dă altă formă urechii. Deci nu neapărat cel atârnat de lob, da? Și pentru asta nu vă arăt cum va arăta ce va fi să fie, și vă arăt cum se realizează. Le-am tăiat dinainte ca să nu mai pierdem timpul, că noi întotdeauna pierdem timpul și spune că nu mai e timp. Da. Nu mai avem timp. Deci nu-l optimizăm ca și consum așa. Da. Deci, o bucată de sârmă pe care am lăsat-o pe masă să poată și... Dă-mă drăcei aia încoace, vină încoace, dă-o încoace, să mă uit și eu la ea. Dă-o încoace, să arătăm oamenilor, să vadă despre ce faci tu în timpul programului. Mulțumesc frumos! Deci, dragii mei, nu știu la ce folosește, ci că e anti-stres, nu? Da, așa se zice. Da. Este foarte simplu de făcut. Data viitoare vă fac o propunere pe tema asta, da? Și poate o realizați acasă. Da? Da. Mie îmi place că la mână se simte că se mișcă greutatea și, da? Da, cu mine doar mă intrigă. Da, deci după ce se termine lecția, ai voie să fii. Bun. Prima bucată de sârmă o să o folosim, ne folosim de un clește și ar fi bine să-l procurați, să găsește ieftin, nu-i problemă. Botul să vei electrician cu tot așa. Nu. Lasă că trusa de electrician. Prima dată creăm un nod, să-i spunem, după care, deci repet, asta este un fel de exercițiu ca să vedeți dumneavoastră cum se creează. Deci se fac 4 valuri de-astea, valul Traian, nu? Da, bine, asta e chiar localitatea. Uite, chiar ar trebui să discutăm și despre valul Traian. O să revină rândul și valul Traian. Așa? Iar odată cum o mătut la asta, plisic. Da. Partea de aici se rotunjește, da? Deci, iată, cam așa arată.
Da, e mică, e scurtă, dar ca să știți cam cum arată, da? Deci nu 3, ci 4, ci nu așa și altfel, da? Bun, și care se face ce? E, păi stai un pic. Așa. Așa, și mai avem încă două bucăți care se împart în două, se așa, și aici este, cum e, aici e șmecheria. Aceste două... Nemții știi cum spun, aici îți zace iepurile în piper. Aha. Asta e expresia lor privitoare la aici și aici. Da? Deci cam ceva de genul acesta. Deci vedeți că trebuie, asta nu se taie de aici și se leagă. Hai să mergem mai departe, eu zic că e mai bine. Deci acesta este un cercer în lucru. Sau a fost în lucru, că nu mai e. Acelea, așa cum v-am arătat, cele două mici bucățele sunt aceste patru. Cele patru, da? Le vedeți? Secretul constă în faptul că ele trebuie badijonate cu sârmă din ce în ce mai subțire, cu o sârmă mult mai subțire decât ceea ce este aici, apărând acest model care este de fapt o ureche de elf. Da? Deci asta este motivația. Motivația pentru care astăzi vorbim despre elf. Da. Bun. Da. Păi deci, să spun ceva despre elf sau... Ia, spune tu un pic despre elf ca să faci o curat pe masă. În perioada modernă, noi am văzut, eu cel puțin nu, dar cei cu care am contact au văzut filmele alea cu Stăpânul Inerelor, cu... Da, serialul și acolo, și acolo Harry Potter. Apăreau, exact. Da. Și acolo apăreau elfi, apăreau hobiți, apăreau gnomi. Acum, trebuie specificat faptul că elfi sunt aparținători, în general, zonei nordice a Europei, cu preponderență Islanda, țările Scandinave și Scoția. Ei sunt... Eu am spus că elfii nu sunt de la noi, eu am spus. Nu, deci nu sunt de la noi. Sunt de la alte țări, sunt importați. Sunt de la alte țări, da, deci din nordul Europei. Ei sunt împărțiți în două de către locuitorii acestor zone. Unii sunt benefici, alții sunt malefici. Cei malefici trăiesc pe sub pământ și, mă rog, sunt caracterizați ca fiind, bineînțeles, răi. Și sunt mai mărunței, apar numai noaptea, fură după câmp, scoțienii cel puțin la un moment dat în istoria lor chiar puneau toate dispărițiile dăduite pe seama elfilor malefici. Cei benefici trăiesc, zice-se, printre oameni, fiind frumoși, inteligenți, dar apărând numai când vor ei. Foarte interesant este că în Islanda asta modernă, care a făcut furor la europeni de 2016 de fotbal, Islanda, în cea de zilele noastre, la un sondaj la nivel național, cu marjă de eroare de 2-2%, au răspuns la întrebarea privitoare la credeți în existența elfilor, au răspuns 10% nu credem în existența elfilor, 10% credem în existența elfilor, iar 80% posibil ca elfii să existe. Da. Deci iată că un popor, mic, e adevărat, 330.000 de locuitori în Islanda, crede cu tărie în existența elfilor. Pe lângă elfi, în mitologia europeană apar și gnomii. Ăștia sunt niște pitici, țin în general de centrul Europei și Est, Germania, chiar Franța, zona Poloniei. Și tot așa, pe sub pământ, lumea zice că fac rău. Hobbiții, în schimb, nu sunt decât personaj de film. Deci, de hobbiți nu se vorbesc, sau ce puțin l-am găsit eu, în mitologia europeană, dar, din punct de vedere științific, sunt denumiți hobbiți, niște locuitori ai unei insule din Indonezia, Flores, respectiva insulă, unde au fost descoperite niște pește, scheletele unor umanoizi foarte mărunți, 90 cm, ei au fost datați cu carbon 14, se pare că au în jur de 15 milioane de ani, într-o contradicție flagrantă cu uriașii găsiți la noi în Bucegi, la noi în Păteritul Bucegi, foarte puține informații avem. Foarte puține informații avem. Și e ciudat totuși, adică... Unele cred că nu se vrea să fie dezvăluite unele dintre informații, mai ales că zona Bucegilor e o zonă mai... Da, mai specială. Mai specială și în atenția serviciilor, mă rog, de informații, care se pare că au găsit acolo, deci apare pe
pe internet niște lucruri deosebite. Cam asta ar fi treaba cu elfii, în orice caz e interesant așa de știut că și la noi există ele, există zâne. Da, dar vreau că elele și zânele noastre nu sunt... Nu sunt, dar tot în zona asta, personaje fantastice, cu corpul fluid, care apar, dispar, care, mă rog, fac bine, fac rău. Da. Aici am aminte cu toți de basme în care se vorbea despre ele, basmele lui Spirit. Da, bineînțeles. Da? Râsul elelor s-auzea din păduri și nu știu mai ce, și ceva asemănător. Se observă că se mișcă toată mitologia europeană. Să-l lăsăm pe Andrei, te rog să te concentrezi asupra ceea ce am să scot de aici, de după punga aceasta care... Joacă rol de paravan. Pentru că este în spate o reclamă pe care nu am fost plătiți o... Dragii mei, acesta este finalul. Urechii de elf. Eu am postat-o pe... înainte de emisiune. În pregătirea emisiunii Pe care, din păcate, ai antedatat-o apărând niște imponderabile, a trimis-o amânări. Da, se întâmplă. Nu să vă supărați, spune el, dacă vă supărați, vă rugăm frumos să ne cere scuze. Bine, și dacă vă supărați, haideți să vă treacă. Întrebarea era, pentru că în poză nu ai, în fotografiile pe care le-am postat pe pagina de Facebook, nu aveți dimensiuni, din greșeală trebuia, era bine pentru mine să fi pus un obiect de o anumită dimensiune, de exemplu un băț de chibrit sau un pahar sau eu știu ceva. Să ai o dimensiune. Adică nu vă chestimacare o ureche de om. M-a întrebat cineva cum să... ce dimensiune are? Ce dimensiune are? M-a întrebat pentru că prietena lui vrea să știe ce e și cum. Da. Și am explicat că asta este dimensiunea. Ideea este că partea de aici se pune, se montează partea roșie. Da. Partea roșie se pune după lobul urechii, ea fiind, bineînțeles, reglabilă. Rămânând în exterior, pe partea maxilarului, iar și asta aici. Eu am să rog pe cei din regie să adauge cele în poze. Două sunt exact cele care le-am postat pe pagina de Facebook și a doua este cu urechea unei persoane de sex feminin care a acceptat să îi facem poză la... Să facem o poză cu urechi de el. În ceea ce privește această tehnică de utilizare a sârmei, vreau să vă zic că foarte curând vom vorbi, nu? Vom arăta cum se realizează inelele, deci există inele și se vor folosi două materiale, respectiv auriu, argintiu, da. Sau auriu, nu, argintiu, culoarea cuprului, arămiu, să zicem, așa, și tot în același set cu inelul și pandantivul. Am atins, cred că am făcut... S-ar putea să fie dezavantajat. Dacă am atins și am făcut, mă ne scuzați. Le mai spunem, da? Păi, sigur că le putem spune, eu știu, ceva legat de legendele scoțiene, că vorbim despre ele. Da. De exemplu, și e neapărat necesar să spun un lucru, acum câteva zile s-a anunțat și cei mai în vârstă, cum am fi noi, de exemplu, am întâmpinat cu tristețe vestea, dispariția dintre noi actorului Roger Moore. Da, Roger Moore, care a jucat într-un film turnat în 1958, anul nașterii mele, a jucat un personaj dintr-o carte a lui Walter Scott, Ivanhoe, era un cavaler în perioada de imediat după cucerirea teritoriului actual englez de către normanzi din nordul Franței. În cartea lui Walter Scott și în cărțile lui Walter Scott despre ținuturile nordice ale... se vorbește despre elfi. Se vorbește despre gnom. Despre gnom se vorbește în basmele fraților Grimm, germani, cine are copii de vârste frage de
poate citi povești de frații Grimm și acolo apar gnomii. Și în Albă ca Zăpada, iar tot un fel de gnomi sunt piticii aia din țărăștile respective. Ideea, să vedeți dumneavoastră, toate lucrurile se leagă. Se leagă o carte cu un film, cu un obiect de o podoabă, cum face Mișu, cu istorie, cu, mă rog, cultură și așa mai departe. Toate lucrurile sunt legate, deci ca atare, acea specializare despre care se vorbește din ce în ce mai des în zilele noastre, nu este foarte benefică. Te cantonezi doar în ceea ce faci bine, că faci, da, da, faci bine, dar scapi din vedere niște lucruri și scapi din vedere de fapt ce? Bucurii de ordine estetic, cum am mai vorbit noi până emisiunea asta. Da, eu chiar am spus la un moment dat, dar nu am dezvoltat această idee, faptul că este bine să știi să faci de toate, în ghilimele. Da. Adică nu în sensul strict al performanță neapărat. Da, da, dar măcar să știi să schimbi un bec. Da, da, da. Adică da, să știi că acolo vine curentul, curentul electric, da, și care nu este bine pe să nu faci două chestii cu curentul electric. Este așa, ce știi despre curentul electric? Eu știu că curentul electric trece prin două sâme pe care nu e bine să pui mâna. Da, da, da. Și cu asta am definit curentul electric. Deja e foarte bine și bravo. De exemplu, vorbim strict despre acest aspect, mi-a venit în minte. În ceea ce privește unde să doza unde se montează becul. În mod normal, aceea de acolo n-ar trebui să aibă curent, pentru că întrerupătorul e cel care... Sigur că da. Da, deci, da. Dar dacă pui invers, legi firele invers, ăla poate să aibă tot timpul... Deci cu curentul nu te joci. Deci, cu alte cuvinte, asta încerc să spun. E bine să știi că acolo este curent electric, e bine să știi că o sârmă se poate îndoi, da, într-un anumit fel, și că tunetul ajunge la tine mai târziu, ce vorbeam în emisiunea trecută, mult mai târziu, da, decât, da, da, lumina, fulgerul, da, 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 adică să știi lucrurile de genul ăsta. E bine să știi să schimbi o garnitură la un... Deci, să spargi un ou? Exact, plecând de la ce? De la curiozitate. Sigur că da. Deci curiozitatea de a ști ce face acel obiect, la ce folosește, și pentru că știi din ce este, din ce scop are el și cum a fost el conceput, știi să-l folosești mai bine, știi să-l utilizezi. Curiozitatea, de fapt, a marcat tot ceea ce înseamnă progresul umanității. Corect. Dacă corect. Omul n-ar fi fost curios să facă aia, să încerce una alta, nu s-ar fi. Dacă oamenii ar fi fost oameni obișnuiți toți, unde ar fi fost progresul? Adică cei nebuni frumoși care au încercat, care și-au pus viața în pericol, am zis eu aminte cu toții, sau dacă nu v-ați gândit aminte, vă luați și documentația Marie Curie, Marie Curie, da, 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 corect, care s-a radiat până a găsit o bâțu și moartea într-un târziu, tocmai ca să descopere anumit izotopie al coloniului. Ca și cercelul nostru de el. Vreau să vă spun, sigur, concepția mea, e împrumutat, e vizualizat, e, da. Deci din curiozitate, în momentul în care l-am văzut, am vrut să încerc să-l fac, deci am fost curios să văd dacă mie îmi iese, da. Asta e ideea. Și uite că mi-a ieșit și vreau să spun că l-am îmbunătățit, iată un următor pas, da? Da? Deci, în mod normal, modelul pe care eu l-am văzut nu avea aceste pietre și eu cred că dă un efect mult mai mare asupra designului exterior. Da, în fine, mai vorbim, mai vedem. Mai vorbim? De cărți mai citim ceva? Exact. Zic tu că cu alea 12 scaune am avut așa un feedback. Nu am avut... Înseamnă că nu ar ținut, poate... Eu zic că deocamdată să facem invers. Nu, să facem invers. Vă așteptăm de la voi să ne faceți propuneri despre cărți. Despre ce anume aș citi, să ne spuneți două cuvinte. Da, adică să ne prezentați o eventuală carte ce citită, se întâmplă, să ne dăm cu părerea despre ea, dacă am citit-o, dacă nu punem mâna și noi la bătrânețe, mai ne citim. Ce se întâmplă? Una este să recomanzi o carte și alta este să-ți fie pe sufletul tău. Da,
da, că sigur este o diferență de vârstă. Între tot spune există diferență de generații, conflicte între generații. Păi totdeauna au fost conflicte de generații. Sigur. Totdeauna vor exista conflicte de generații. Și este benefică până la urmă. Și este benefică. Și competiția că... asta între ghilimele, între tineri și oamenii da. Maturi. Deci, acest atunci lucru, de exemplu, că asta vreau să spun, da. Acest lucru, de exemplu, poate fi realizat și de o persoană în vârstă și o persoană tânără. Aici nu mai să discutăm. Aibă, să aibă un pic de îndemânare. Exact, un pic de îndemânare și un pic de atracție să vadă dacă, să-și pună curiozitatea la încercare, să vadă dacă el poate realiza acel lucru. Da. Așa că, dragii mei și Raluca, la revedere. Să fim sănătoși, să ne ajută și ne vedem. Mă rog, okay. Mai amestecăm cu ceva până la săptămâna. Ok, pa, pa, la revedere. La revedere.